Filimon Tiriplică, unul dintre cei 6 juriști ai Mimpres Rovinari, s-a aflat timp de 24 de ore în grevă, nemulțumit de faptul că urmează să fie disponibilizat. Astăzi însă au hotărât să renunțe la protest pentru că s-a simțit rău. Tiriplică susține că motivul pentru care a recurs la un astfel de gest este faptul că s-a simțit persecutat de directorul companiei Mimprest, Gabriel George, acuzându-l pe acesta că efectiv a desființat postul. Motivul a fost abuzurile exercitate de directorul general George asupra mea în ultimii 2 ani și efectiv a desființat postul. Acesta a mai declarat că în afară de membrii Consiliului de Administrație, cu care a purtat un simplu dialog, nimeni nu a venit să vorbească cu el. Au vrut să aprobe organigrama, apoi ieri, miercuri, 20 aprilie, au aprobat organigrama și când au ieșit de la ședință, la poartă, într-adevăr au purtat un dialog cu mine. Contactat pentru un punct de vedere, directorul Mimprest, Gabriel George, a declarat că știe despre nemulțumirile lui Tiriplică și că nu este adevărat că l-a persecutat. George spune că a fost chiar mulțumit de activitatea acestuia și i-a oferit un calificativ bun la evaluarea angajaților. Dumnealui are mai multe nemulțumiri la adresa mea, care bănesc că au ajuns și la dumneavoastră pe la postul de televiziune și la alte posturi. A tot transmis diferite memorii și pe la președintele țării și la prim-ministru și la prefectul județului, Consiliul de Stat și tot așa mai departe. La Consiliul de Administrație el și-a expus mai multe nemulțumiri. Din punctul meu de vedere, munca lui a fost apreciată de către noi pentru că a și primit un calificativ foarte bun, a primit o notă de 9.50. Ideea este că în urma acestei restructurări de activitate, prin plecarea 490 de persoane, a trebuit să restructurăm activitatea și pe partea de TESA. Din total de 71 de locuri s-au dispus 24 de locuri de pe TESA. Acesta a mai spus că dintre cele 6 posturi de juriști existente, 3 s-au restructurat, iar al lui Tiriplică se afla printre ele. Noi avem 6 juriști în consilieri juridici în cadrul unității, dintre acești 6, 3 posturi s-au restructurat. Filimon Tiriplică a luat astăzi hotărârea de a renunța la protest.